Medicii legiști din Suceava au transmis familiei lui Iustin raportul medico-legal întocmit în urma necropsiei. În raport se arată că moartea copilului a fost non-violentă și s-a datorat insuficienței respiratorii pe fondul unei pneumonii interstițiale. Medicii au precizat că pruncul era născut prematur, era nevaccinat și nedispensarizat. Pe de altă parte, tatăl bebelușului susține că Iustin era sănătos. El a spus că va contesta raportul. Rezultatele au concluzionat faptul că cauzele decesului nu au nicio legătură cu ritualul botezului, ci copilul a murit din cauze naturale și anume faptul că acesta suferea de pneumonie. Ceea ce este complet neadevărat. Deci în contextul datelor medicale și datelor de anchete, afecțiunile pe care le prezenta copilul la internarea în Spitalul Județean Suceava. Aici bănuiesc că se referă în momentul în care au fost internată după botez. Așa, pneumonie interstițială, cel mai probabil de etiologie virală complicată în evoluție, formă severă, prin gravitatea lor, au fost sigur și direct letale. Asta ce înseamnă? Că practic... Eu înțeleg faptul că pneumonia a fost cauza decesului și nu inhalarea de apă. Tatăl a precizat că pe raport nu apar semnăturile celor doi experți independenți care au asistat la necropsie la cererea preotului care a oficiat ceremonia religioasă. El a spus că raportul conține și concluziile medicilor urgentiști care l-au examinat pe Iustin imediat după botez. Că sus numitul internat în secția de pediatrie a Spitalului Județean, în perioada 31-1-2, orele 3:10-1:30, cu diagnosticul stop cardiorespirator resuscitat, insuficiență respiratorie severă, înec prin imersie în apă. Pe parcursul spitalizării nu s-au efectuat examene radiologice, examene ecografice și alte, mă rog. Iustin s-a născut prematur și a fost botezat la vârsta de 6 săptămâni în Biserica Sfinții Constantin și Elena din cartierul Zamc al municipiului Suceava. Ceremonia a fost oficiată în ultima zi a lunii ianuarie. După ce a fost scos din cristelniță, nașii au observat că micuțul avea probleme de respirație. Au încercat să-i acorde primul ajutor, după care au sunat la 112. Copilul a fost transportat la spital, unde, după 12 ore, a decedat.